Grădina cu idei, sunt Monica și sunt atât, atât de bucuroasă pentru că mai sunt 2 zile până la Crăciun. Cu alte cuvinte, ne apropiem cu pași super repezi de cea mai frumoasă sărbătoare a anului și anume de Crăciun. Așa că astăzi mi-am propus să fac unele lucruri împreună cu voi, evident. Vreau să împrospătez oarecum atmosfera de bun... Asta că să-mi țină părul meu rebel, așa, că să-mi împrospătesc atmosfera de Crăciun prin casă, mai șterg praf, mai dau cu aspiratorul, una alta, mai pun una alta pe aici, pe acolo, așa, ca să fie cât mai frumos în prima zi de Crăciun, așa, și după aceea o să și gătesc. Pentru că, nu numai anul ăsta, dar de obicei am așa eu un obicei, o tradiție, dacă vreți, ca să îmi pregătesc mâncărurile sau ce vom face noi de mâncare pentru prima zi de Crăciun cu 2 zile înainte, adică astăzi, pe 23, nu? Pentru că mâine aș vrea să mă relaxez oarecum, să mă bucur cât mai mult de această minunată sărbătoare, de ajun. Da, mulți sărbătoresc și ajunul. Aici în Italia, așa cum vă spuneam, se sărbătorește și de ajun, însă eu vreau să mă relaxez, vreau să mă odihnesc pe 24. Deși odihna asta este așa, puțin cu ghilimele, pentru că sigur o să mai am ceva de făcut. Ce vreau să fac astăzi? Cu ocazia asta o să vă dezvălui și meniul nostru pentru Crăciun, pentru prima zi de Crăciun, că după aceea plecăm frumușele de acasă și o să gătesc foarte puțin, cât să ne ajungă pentru o zi, nu mai mult. Așa că astăzi voi face salata Bioff, pentru că ieri, duminică, mi-am fiert legumele. Și astăzi vreau să ansamblez salata Bioff. Nu o să fac cine știe ce modele, cine știe ce decorațiuni pe salată. Știți că se fac salate așa precum tort, cu tot felul de șmecherii deasupra. Eu o să fac simplu, fără nimic, pentru că tot în ghiozdan ajunge, adică tot în stomac ajunge, nu? Așa, și inițial vreau să o fac cu viuștel sau cremvuș, nu știu cum se spune, viuștel, cremvuș, mă rog, diverse zone ale țării se spune, ba, viuștel, ba, în altă parte, cremvuș, mă rog. Vreau să o fac așa, dar m-am răzgândit. Am spus, doamne, nu, trebuie să fie, dacă tot fac așa, să fie mai sănătos, să fie mai bună, voi face cu piept de pui, așa că aștept de seară să vină soțul meu cu pieptul de pui. Și îl voi fierbe foarte rapid, îl tai și îl pun în salată. Dar legumele le pregătesc deja, ca să fie pregătite. Apoi voi face și umplutura și voi și împacheta sarmalele, dar de fiert, le fierb mâine ca să fie proaspete. Așa, ce mai gătesc? Vreau să fac niște chiftele, niște piftele, niște pârjoale, cum se mai spune. Clasice, fără nimic. Bine, nu or să iasă cărea din România, vă dați seama, o să aibă cu totul și cu totul alt gust. Dar voi încerca cât de cât să mă apropii de ingredientele care se folosesc. Așa. Și soțul meu va pregăti la cuptor, friptura la cuptor. Aici în Italia, nu știu dacă de Crăciun sau de anul nou, nu vreau să spun o mare bazaconie, dar se mănâncă capone. Caponele e un cucoș castrat, dacă vreți, umplut cu diverse umpluturi. Umplutura aia e cam greoaie, noi nu prea o agreăm, așa că vom mânca cocoșul fără umplutură și soțul meu îl va marina, îl va pune la marinat, cred că mâine seară și îl pune ca să-l pune la cuptor duminică. Miercuri dimineață, prima zi de Crăciun dimineață, ca să fie cald, să fie așa proaspăt. Asta e cam meniul nostru pentru Crăciun. Deci sarmale, pârjoale, friptură și salată Bioff. Așa, în cantități micuțe, nu foarte mari, pentru că v-am spus, noi nu stăm prea multe acasă. Vom fi păsări călătoare de Crăciunul ăsta. Așa, ce vreau, și voi găti, voi face, avem panetone, pandoro, ăsta italienești, cumpărate de la magazin, o să fac probabil niște aperitive, ceva așa de gustării și în astea, gen știu, rulouri cu somon, chestii genul ăsta, care le-am mai făcut eu mai de mult, v-am arătat parcă, dar dacă vă interesați, eu pot să le mai gătesc încă o dată, să le mai filmez încă o dată. Și voi face eu un tortuleț. Dar nu un tortuleț obișnuit, un tortuleț neobișnuit. Am furat ideea de pe internet, sper să-mi iasă. Și cam asta e meniul pentru prima zi de Crăciun. După aceea ce va mai fi, nu știm, o să vedem cu ce ne vor trata gazdele noastre unde vom merge. Evident că voi continua să filmez, dar până una alta mă apuc de făcut puțină ordine. Așa cum vă spuneam, trebuie să reîmprospătăm oarecum atmosfera asta de Crăciun aici în casă și asta, bineînțeles, că o voi face împreună cu voi. Îmi voi sufleca mâinile, mă aranjez bine și mă apuc de treabă!
Eu voi face în colțul meu sarmalele, iar Teo în colțul ei va face salata biof. Cum se face salata biof, mă gândesc că toată lumea știe, deci nu e nevoie să vă dau acum detalii, dar Teodora este maestră la tăiat cât mai mărunt toate legumele, așa că toată treaba asta îi revine ei. Eu mă voi ocupa, așa cum vă spuneam, de sarmale. Mă gândesc că și sarmale știe toată lumea să facă, deci nu e o noutate. Acum fiecare are stilul, are trucul ei, fiecare gospodină cu modul ei de a le face. Eu, de exemplu, până mai anul trecut, puneam în umplutură, puneam și ouă. Nu mă întrebați de ce făceam treaba asta, dar aveam eu impresia că ies mai bune dacă pun ou. Anul ăsta vreau să fac fără ou, să nu pun ou, pentru că am auzit multe voci care spun că nu se pune ou la sarmale din cauza orezului care oricum le leagă. Așa că anul ăsta sar peste ouă, să vedem ce o să iasă. Trucul meu, dacă vreți, adică ceea ce fac eu așa în plus la sarmale, e că pun multă ceapă. Îmi place să pun multă ceapă pentru că mi se pare mie că sarmalele au un gust mai bun atunci când pun multă ceapă. Și ceapa nu o tai mărunt așa cum tai Teo ingredientele pentru salată, o tai feliuțe, cât mai subțiri, care lasă așa un danc mai plăcut în sarmale. Pe lângă toate șmecherile astea, am cumpărat și niște șuncă afumată, ca să fie un pic afumate sarmalele. Mărar voi pune, piper. Nu mai am piper negru și voi folosi din ăsta alb, dar tot uite la urma urmei. Și, de asemenea, probabil o să pun și aceste condimente pentru sarmale. Așa. Ok, astea sunt toate ingredientele și acum mă apuc de treabă. Prima dată, evident, voi tăia ceapa. Una trebuie să appartenete a un paese, perché se tu puoi nascere in Italia, ma avere genitori rumeni, yeah, e quindi non essere italiano, perché poi l'Italia, yeah, adesso per come la conosciamo oggi, è un paese con dei confini che sono stati dati dall'uomo, perché in quel territorio vivono persone che compartono la stessa cultura, ma in un mondo parallelo, per esempio, l'Italia potrebbe essere divisa a metà, perché magari dal sud in giù hanno delle culture diverse. Ascia di differenze, Marson? No, no, non è che ci sono differenze, ma dico, se in un mondo diverso dal nostro, dico in un'altra ipotesi, nel mondo, se non fosse successo, se non fossero nati Remo, come dire, Romolo e Re, coso, che hanno fondato Roma, magari sarebbe nata un'altra città e l'Italia sarebbe diventata un altro paese, non sarebbe nei confini di oggi. Tipo se oggi l'Italia va dalle Alpi fino a giù alla Sicilia, probabilmente potrebbe essere che, non lo so, l'Italia sarebbe stata più piccola, più grande. Bun, dar n-am înțeles totuși legătura are faptul ăsta cu egalitatea în drepturi, adică cu modul de a... No, no, io mi sono collegato, sto facendo un altro discorso, non c'entra più con le cose. Ah, trecut de la un subiect la altul, qualcun anunț, așa. E forse. Perché, cioè, secondo me, persone, per esempio, tornando a Hitler, per esempio. Dai, tu c'hai cu Hitler acum. Cine n-a ceva cu Hitler, scusa, tutti c'hanno qualcosa con lui. Non puoi dire che è stata una brava persona perché non lo è stata. Mm-hmm. Uite, m-am luat cu vorba cu tine și am uitat că trebuie să pun și eu morcov în sarmale. Vabbè, stavo dicendo di Hitler, che lui, e comunque anche Mussolini, no? Le persone nazionaliste, quelle che considerano il proprio paese più buono degli altri, più bello degli altri. Allora devono pensare che un paese è una cosa inventata dall'uomo. Perché non esiste in natura una cosa chiamata paese. Non esiste un paese migliore dell'altro quando qualcosa del genere è inventato dall'uomo. Le persone che formano un paese. Am înțeles, mai Teo. Eu cred că ce ar trebui să fac eu? Să te pun mai des la tăiat legume, că văd că devin filozoafă. Eu ce ne pensi, veramente. A volte penso delle cose strane, che però dentro di me hanno un senso.
dau sens, de ce zici că n-au sens? No, dentro di me hanno un senso. Fiecare poi, poi una volta che le dico però le dico in un modo che non ha molto senso, però hanno un senso, un nesso logico. Depinde cum la ce fel de lucru te referi. Noi am plecat acum la discuția cu egalitatea între sexe. Tu crezi că e normal ca un bărbat să facă mâncare? E normalissimo. E normal ca o femeie să se ducă să lupte? Nu, perché no. Se non ha problemi, come anche un uomo, se non ha problemi tipo di, cioè una gamba rotta, una mano rotta, o se, che ne so. Non sono d'accordo con te, se stai. Perché per esempio, un bambino appena nato, può essere un bambino appena nato può essere benissimamente accudito da un uomo, non per forza da un uomo. Spare corretto. E poi io sinceramente, questo è un parere mio, sono d'accordo con le adozioni gay. Zesh? Sì, io lo dico così mi sento tutti sono d'accordo con le adozioni gay. Dici? Perché piuttosto che un bambino viva senza genitori, meglio che viva con delle persone che lo sappiano, cioè che non lo so, lo amino. Perché un bambino serve amore, amore e normal ca un e cose accudite, cioè. Un copil, indiferent ce fel, are nevoie de dragoste, de înțelegere. Dar eu sunt de părere că el trebuie să trăiască într-un mediu sănătos. Adică într-un mediu sănătos în care aici nu suntem de acord. De exemplu, nu sunt de acord cu tine cu chestiile astea. Cu relațiile între oameni de același sex. Ce eu zic? Eu nu sunt de acord, dar nu e cam ceva împotriva lor. Chiar nu am nimic împotriva lor, numai că eu n-aș accepta un lucru din asta. Beh, eu nu lo so, però allo stesso tempo io non lo so, non ci vedo nulla di male. Voglio dire, normal, ți-am spus că există dragoste într-o familie, pentru copii. Copiii să crească iubiți, să crească educați. Însă mediul sănătos mie mi se pare atunci când ai mamă și când ai tată. Adică nu mi se pare... Asta, voglio dire, eu rispetto i pareri di tutti, quindi rispetto anche il tuo parere, finché non diventa poi... Non è il tuo caso, però magari ci sono persone che dicono come te, ma poi non le rispettano queste persone. Io le rispetto a te persone. Infatti tu le rispetti al tuo parere e quindi non ti posso dire niente, a te non ho niente da dire perché comunque anche se tu non sei d'accordo con queste cose, tu comunque le persone le rispetti. Però ci sono persone che non sono d'accordo e insultano senza conoscere le persone, perché magari un gay, per esempio, che ama una persona dello stesso sesso, può però essere anche una persona generosa che aiuta il mondo, non lo so. Dentro di sé può essere una persona molto educata, gentile, che non fa niente di male. E quindi non è giusto dare del pazzo oppure insultare pesantemente una persona solo perché ama una persona dello stesso sesso. Teorio, noi sappiamo... È come, per esempio, è come insultare un handicappato. Non puoi farlo perché... Se ne înțelegi bine, da? Se ne înțelegi bine. Eu nu sunt de acord cu chestia asta. Nu sunt de acord. Sì. N-aș accepta-o, pur și simplu. Dar, dacă ar fi să mă întâlnesc cu o persoană de genere, aș respecta-o așa cum respect oricine altcineva. Deci părerea mea este că e o chestie împotriva naturii, împotriva firii umane, dar în același timp fiecare e liber să decide pentru el ce face. Eu de părerea asta sunt. Vabbè, tu ancora non è che hai tutto parere. De exemplu, ca să spun sincer, eu dacă aș afla că tu sau Adriana ați avea inclinații de genul, eu n-aș fi de acord, nu știu cum aș reacționa. Sincer, îți spun. Eu justifico că nu ce l-o, però. Nu doresc să n-ai așa ceva. Dico che se dovessi farmi degli amici non ho problemi ad avere amici. Bine, amici nici eu n-am, dar cum să spun, dacă tu ai avea un prieten, un amic, să zicem, că prieten acum cuvântul ăsta e cam
Dacă te vede un amic de gener, eu n-aș avea nimic împotriva atâta vreme că tu te-ai comportat normal, adică... Eu se avessi dei figli sarei, cioè, chiamino le persone che vogliono, perché qui si parla di amore, non si parla di... non lo so. Si parla soltanto di chi sei attratto e basta, non è che si parla di testa o di... Io ti ho mai spus să, eu n-am nimic împotriva lor, dar nu sunt de acord. Nu, eu nu știu cum aș reacționa dacă aș afla, Doamne ferește, că se întâmplă cu voi treaba asta. Ma, azi sicuramente puoi stare certa că nu lo sai, nu mi verrà mai in mente questa idea. Io non lo sono perché non perché mi piacciono dei maschi, cioè nel senso... Stagoretti. Sì, esatto. Però voglio dire... Io ho interesse idea che ho. Io stesso mi interesse idea mea. Anche questo momento. Dai, spero, da. Stesso mi interesse idea mea, da? Mm. Eu sunt de acord dacă aș întâlni astfel de persoane, le-aș trata cu cel mai mare respect, pentru că nu au făcut nimic rău, dar eu n-aș fi de acord cu așa ceva, n-aș suporta. Eu cred că m-aș îmbolnăvi dacă aș afla, Doamne ferește, lucrurile astea. Sincer îți spun. Parlando sempre prima de un discorso simile, un'altra cosa che mi dà fastidio è quando, cioè, non che dà fastidio a me, una cosa che non mi piace è quando le persone tipo insultano, cioè allora, non so come disporre il discorso, ma tipo una persona, metti che c'è una persona che, un maschio che si trucca. Mi danno fastidio le persone che lo insultano. A me non mi ci trovo nulla di male che un maschio si trucchi. Perché magari vuole truccarsi, non lo so. O è come per esempio, non ha senso perché sono fare per i maschi qualcosa di considerato dalla società femminile. Sai che sono la filosofa Teodora. Filosofa Teodora. Voglio dire che la società considera una cosa femminile o maschile. E quindi se una cosa, per esempio, truccarsi è considerato una cosa che fanno le femmine, allora se lo fanno i maschi o sono gay o sono effeminati o... Dar ce înțelegi tu când un bărbat se machiază? Adică ce vrei eu să scoată în evidență cu chestia asta? Magari îi place truccarsi. Zici? Perché non è una cosa che qualcuno non può... Eu sunt de acord cu chestia asta. Mi-ar plăcea ca un... Deci băieții, după părerea mea, bărbații în general, că băieții, o cremă să-și pun... poate, știu, un gel de păr, dar până a te da cu rimel la ochi, mi se pare absurd, adică, na. Ma perché, secondo me, anche il fatto del modo in cui una persona cresce, questi pensieri, perché tu magari sei cresciuta in un contesto comunista, da. Non lo so, sai, da. E quindi certe idee ti si sono state date in un modo. Io sono cresciuta in un contesto in cui ho i social, per esempio, che aprono, ti fanno vedere... Ora, non è che voglio venerare i social, perché non è che i social sono fantastici, oh mio Dio, non possiamo fare niente con i social. Però alcune cose te le spiegano in un modo più ampio. Perché, per esempio, io parlo sempre in modo generale. Un genitore può dirti quello che pensa dei gay, per esempio, in questo caso. Tu per esempio mi dici già che tu pensi dei gay e allora io, dato che ho soltanto il tuo di parere, penserò quello che tu mi hai detto, capito? Però io con i social che ti aprono, ti danno i pareri di un casino di persone, tu puoi vedere che cosa c'è, di che cosa si tratta, puoi farti un parere proprio, capito? Che testi che sui social, come spui tu, sono su medie di parere a colo, una mai buona, una mai rea. Și e chiar riscant uneori să urmărești chestiile astea. Depinde de cosa. Depinde, dar trebuie să fii foarte atent că pe internet sunt o sumedenie de oameni ciudați care te pot atrage într-o felul de capcane. Mama, tu intendi un social divers da quelli che intendo io. Perché tu con social pensi la Golan, la...
Sunt din noi. So che ci sono, ma tu devi anche pensare che una persona ha il profilo privato. Yeah. Esiste la privacy. Yeah. L'unica persona al massimo che non, che ti può vedere le foto è Mark Zuckerberg, perché ha creato Facebook e Instagram e quindi sì. Vabbè. E, però lui c'ha il miliardario che se ne fa lui di tutte queste foto. Mm. E da che tu hai un profilo privato, a meno che tu non dai accetto a delle persone queste, non te le vedono le tue foto. E se tu non sei una persona famosa, non le interessa neanche. Mai te o, dar știi ce mă gândesc eu? Mă gândesc că pot exista tot felul de oameni pe internet, care mai de care mai ciudați, care te pot atrage în capcane, tu nu-l cunoști pe el. Eu nu sunt stupida. Eu nu sunt stupida, nu cred toate le cavolate că dicono online. Am tras cât am putut de tare astăzi, termin tot ce am de făcut, dar mi se pare că nu voi reuși. Este ora 7:30 seara și mai am de făcut încă o mulțime de treburi. Dar cred că o să le simplific cumva și voi face întâi, voi construi chiftelele pe care, fiți atenți, le bag la cuptor și în cât timp ele se coc în cuptor, eu termin de făcut salata biof. Teo m-a salvat oarecum, mi-a tăiat legumele, însă mi-a mai rămas mie să tai pieptul de pui pe care mi l-a adus soțul meu și mai am de tăiat castraveții murați și cam atâta. Și cred că termin și cu salata biof în seara asta, așa că în seara asta voi termina salata de făcut, voi face chiftelele, sarmalele deja le-am împachetat și mâine o să le fierb. Ce mi-ar mai rămâne de făcut? Aperitivele pe care le voi face mâine foarte repede și tortulețul. Așa că, ce se întâmplă? Eu mă apuc acum foarte repede de făcut chefteluțele, cum vă spuneam, și le dau în cuptor, iar mâine, și voi încerca să editez clipul din seara asta, să-l public în seara asta, cât de târziu. Probabil îl voi publica prea târziu, după miezul nopții, nu știu când. Așa, ca să mâine să fac și să filmez cum fac eu tortură. Țin neapărat pentru că mi se pare o idee genială, o idee super, ideea asta de tort care am văzut-o și vreau să o împărtășesc cu voi. Și cam atâta. Așteptăm pe Moș Crăciun mâine seară împreună, cred. Da? Mă apuc acum repede, ca să nu mă plântă chiar miezul nopții și după aceea mă apuc de editat. Haideți să facem chiftelele. Vreau să vă spun de chiftele că nu sunt chiftele clasice cum le facem noi, românii. Ceva așa, un amalgam, un amestec de toate. Am vrut eu să țin cont de rețeta clasică, dar nu prea mă pot ține de ea. O să fac tot așa, după cum îmi dictează mie inspirația, da? Haideți să ne apucăm de făcut chiftele, că deja vorbesc prea mult. Ok, eu am fiert legumele, am fiert cartofii și morcovii pe care îi voi pisa, având în vedere că dau totul la cuptor, se vor face mult mai repede, deci nu va trebui să aștept decât să se coacă carnea, practic, așa. Cam asta este procedeul, voi pisa legumele astea care le-am fiert. Așa apare din vârful picioarelor Adrian. Și-o șterge la fel din bucătărie. Da? Deci nu va fi ca un piure, dar pe aproape. Așa, acum mă ocup de... Cred că aș putea să-l dau și prin răzătoare. E bună idee. Cred că și cartofii era bun dacă îi dădeam prin răzătoare, n-aș mai veni mintea la cap după ce faci prostia. Mi-am pregătit aici și usturoiul, să pun și usturoi, pentru că păjoare fără usturoi nu cred că există.
Așa mai economisesc din timp, pentru că dacă ele sunt gata fierte, ele se coc imediat în cuptor. Așa că nu e mai bine așa. Ok. Acum o să pun carnea. Carnea care deja s-a dezghețat. Cam multă carne. Nu știu, în jur de ora 7, Teo. În jur de ora 7, parcă era. Dar și în... Parcă tu spuneai că nu crezi în chestiile astea. Chi se ne frică, mai interesante. Zici că e interesant? Sì. Parcă sei că nu, că eu nu cred în... Vabbè, ma non è che ci credo, voglio tanto divertirmi un po', voglio saperlo così. Vrei să distrez? Sì. Da, ți-am spus, cred că era dimineața, era 7, eu aș zice, 7, nu știu, pe amândoi și pe mine și pe Adrian v-am născut dimineața. Tu la 7, Adrian la 8, sau invers, oricum, ori 7, ori 8, nu mai știu exact. A trebuit să schimb vasul în care fac cheftelile, pentru că era cam mic. Așa, după cum vedeți, am pus aici parmezan, am pus ouă, două ouă, acum pun usturoi și după aia o să amestec. Nu știu dacă, dar cred că am să pun și niște piper, că noi suntem, nouă ne place pipărat. Așa. Pun și niște piper. Pun și piper alb, nu mai am din ăla negru. La urma urmei tot iutiui. Ok, și acum urmează să amestec toată compoziția asta.